Bună seara! Sunt Ramona Ghioaldă și vă spun bun venit la emisiunea E cu Cântec. Mă bucur pentru toți aceia care în această seară ați ales să fiți împreună cu noi, deoarece în minutele următoare vom cunoaște un om deosebit, o voce caldă și sensibilă, cu o poveste de viață impresionantă, și anume pe Cristi Predună. Bun venit, Cristi! Mulțumesc frumos, Ramona, mulțumesc de invitație! Tu ești un pasionat mare al muzicii. Când ai descoperit muzica, Cristi? Mă, toate poveștile au, la începutul lor, am observat așa, m-am uitat la foarte multe interviuri și am observat că toate poveștile încep cu ceva ce au de a face cu copilăria. De mic copil, pe când eram copil, mama, bineînțeles, e legată de asta, din copilărie. Cam pe la ce vârstă ai devenit conștient că poți să cânți? Păi, la început a fost așa o implicare mai mult voită din partea mamei. Ea era cea care ne implica în tot felul de programe muzicale, în tot felul de evenimente. Mai târziu a devenit dorința ei să învăț la un instrument, în speță chitara, și să fi avut, cred, 6 ani, 7 ani și ori, cam când am început să spun psalmi pe din afară, ce frumos, versete biblice și apoi cântări. Da, da. Deci ai moștenit pasiunea pentru muzică de la părinți? Da. Se poate spune așa, pentru că mi-aduc aminte cu mare bucurie și emoție totodată că vineri seara sau vineri serile erau momente de cânt. Poate nu toate, depinde de stări, de anotimp. Da, tata cântea la mandolină, acordeon și muzicuță. Nu deodată, la toate. Da. Iar mama avea și are încă o voce foarte frumoasă, caldă. Cred că vocea vine cumva pe linia ei. Avem ceva poze cu familia ta de când erai mic și rog colegii să ne ajute. Aici este fratele tău? Da, aici cred că aveam undeva la 14 ani, spre 15 ani. După Revoluție, imediat, Revoluția m-a prins undeva la 15 ani. Și chitara din poza care tocmai a fost dată, exact, a fost prima mea chitară cu 12 corzi. Vreau să spun că această chitară am cumpărat-o din primii mei bani. Deci este muncită. Muncită de mine. Mergeam la vitrina cu instrumente muzicale și mă uitam așa cu mare jind, cu mare, cumva, și bucurie, că știam că într-o zi vorbisem cu doamna care vindea acolo, chitara aceea a costat exact 2300 de lei. Mi-aduc aminte că acum, cu 12 corzi. Nu vei uita niciodată. N-am cum, pentru că e prima mea chitară cumpărată de mine. Da. Prima chitară însă am primit-o de la fratele mamei mele, Emanuel. El a fost primul care a văzut mai mult decât ceilalți aplecarea mea spre instrumente și apoi, dintr-un salon de lui, m-am pomenit cu o chitară care a costat 559 de lei. Imediat, prin anii 89, cred. Da. Foarte frumos. Mai erau niște poze cu mama ta. Da, și cu surioara de jos, Larisa, tatăl. Vali cred că face fotografia, că altfel nu se explică lipsa prezenței lui. Da. Am căutat poze mai timpurii, dar din păcate ori le-am găsit eu, ceva s-a întâmplat, mai erau câteva fotografii. Ei sunt părinții mei care ne-au crescut cu trudă, cu greu. Deci sunteți trei frați, nu? Trei frați. Eu, Valentin și Larisa. Și aici? Aici sunt eu. Cred că asta este prima mea fotografie. Mama pe vremea aia avea 19 ani jumătate. Iar eu trebuie să fi început să pășesc pentru prima oară. Cred că în părculețul, așa mi-a povestit ai mei, de drag cu aparatul de fotografiat. Culmea e că și fiul mi-a repetat exact același lucru. Am fost într-un parc cu el. Nu vrea deloc să meargă, că era teamă, dar când a văzut cu obiectivul în mână, aparatul i s-a părut ceva extraordinar și întindea mânuța să facă primii pași. Deci cumva istoria s-a repetat. Deci aparatul ajută copiii să meargă. Da, da, l-a stimulat pe el, l-a făcut curios. Interesant. Care a fost evoluția ta muzicală? Aici aș vrea să punctez câteva lucruri. Am simțit așa un atac în ultima vreme asupra acestei misiuni. Eu o iau ca o misiune. Evoluția asta muzicală o iau ca o misiune. Adică mai toți creștinii care după ce îl cunosc pe Hristos simt așa ca o chestiune imperativă. Aș vrea să fac ceva pentru Domnul.
simt da. Că trebuie să fac. Doamne, care este voia ta cu mine? Adică eu, în planul tău de ce trebuie să fac? Când zici duceți-vă și propovăduiți. Sunt unii care au darul rugăciunii, sunt unii care au darul de a face bine, pur și simplu de a cumpăra un sandwich și a-l da cuiva. Sunt unii care au darul vizitării. Și în trupul ăsta lui Hristos, care e compus de atâtea membre, fiecare au funcțiile lor. Care este rolul meu? Cu darul pe care, care tu l-ai primit. Și eu cred că mi-am găsit cel mai bine vocația, să zic așa, în această direcție, în această misiune de a duce cuvântul rostit prin versuri sau cântat, glăsuit. Și mă doare când, practic, se spune că neavând sau nereușind într-o carieră muzicală în lume, venim cumva pe o scenă sub acest pseudonim al artistului, da. Al cântărețului, al unei persoane care în realitate nu există, dar am vrea să ne însușim la toate costurile. Ori nu acesta este lucru care mă privește, nu aceasta este starea mea, nu aceasta este intenția mea. Mi-am dorit dintotdeauna să am posibilitatea să pot să cânt și sunt versuri pe care eu le cânt, nu sunt scrise de mine, în condiții teribile, în condiții de pușcărie. Sunt oameni care au dat viața acestor versuri riscându-și propria libertate, pierzând-o pentru niște număr de ani, pentru o perioadă bună și ne-au lăsat, cum place mie să spun mereu, un tezaur inegalabil. Da. Nu există, n-ai cum să importi texte ale unor cântări americane sau nemțești sau nu au aceeași valoare, nu au aceeași greutate ca și când cele sunt scrise. Autohtone. Asta este. Când și cântări creștine care au origini da. Din toate țările lumii, că este foarte frumos, eu nu le condamn, n-am nimic cu cei care le cântă, să ne înțelegem. Da. Dar m-am simțit întotdeauna atras spre ceea ce vine de pe pământul meu mioritic. Da. Identitatea mea națională. Eu n-am cum să mi-o pierd. Strămoșii mei, străbunii mei, mi-au lăsat ceva. Asta te și face autentic. Chiar vreau să te întreb mai încolo despre originea muzicii pe care o cânti. Dar mai întâi aș vrea să ne spui dacă ai făcut ceva studii în muzică. Ăsta va rămâne un mare deziderat pentru mine. Este un deziderat pentru că, vezi, dacă viața mea a început de mic, de la 14-15 anișori, am început efectiv munca, părinții mei au lucrat tricotajul pentru a Interesant. Păstra o linie care să nu intre în conflict cu statul. Tatăl meu fotograf, poate și de aici sensibilitatea detaliilor, a frumosului. Da. Și nu am avut timp să studiez muzica. Mi-aduc aminte că am fost târziu la Școala Populară la Craiova și m-au refuzat. Au zis, prea târziu. Ce vârstă aveai de... A fost prea târziu. Da, cred că mă dusesem undeva în 17 ani, spre 18 ani. Am înțeles. A fost prea târziu. Era, la un moment dat, se făcuse o secție pentru cei care ar vrea la seral, sau nu mai aduc aminte cum era, dar mă dusesem prea târziu. Deci, aici... fără să studiezi școală, tu ai învățat singur muzică și... Ai început să cânti. Da, mi-ar fi plăcut să cunosc notele, să cunosc tot felul de lucruri pe care le aud, adică atunci eu recunosc. Deci nu cunoști note? Nu. Când zoar după ureche? Cu toată sinceritatea. Foarte frumos, adică asta e chiar talent pur. Da. Când sunt între voi muzicienii, că vă aud cu tot felul de termeni, mi-ar plăcea să înțeleg, mi-ar plăcea să am răbdarea, să-mi explice cineva cum e. Nu am avut timp fizic să mă ocup de asta. Viața a fost atât de tumultoasă, încât efectiv nu am avut fizic să mă opresc asta. Dar rămâne un deziderat. Știi că sunt oameni care au luat, nu știu, au făcut studii și au făcut mastere, doctor, tot felul de lucruri și au ajuns și la 50 de ani. Am zis, după ce mă așez, mai e un picuț până în momentul ăla, chiar vreau să mă apuc, vreau să învăț pian. Eu cânt la pian tot felul de piese. Da. Dar vreau să învăț lucrurile așa cum trebuie. Să nu mai fie nimeni care să zică... Știi ce se spune despre muzica mea? Nu vreau să dau nume, pentru că nu vreau să supăr. Da, mai bine. Omul nu trăiește numai cu pâine, auzi ce concept, ci mai mănâncă uneori și mămăligă. Lip. Și vreau să spun că generațiile până mai adinauri, cum se spune la noi noi, au trăit cu mămăligă și ceapă. Da. Și au dat lumii poeți. Da, au dat lumii scriitori, ingineri, cercetători, savanți
Și au venit la mămăligă, adică când îi auzi cum împărțeau măliga cu ața și spărgeau o ceapă, zici, nu se poate. Ba da. Oricum, Cristi, vreau să îți spun că muzica nu este o știință neapărat, este o artă care trebuie să atingă sufletul, indiferent că e studiată sau nu, tu ai clar această capacitate de a atinge inima oamenilor. Și asta trebuie să te încurajeze, să fie că faci un lucru foarte bun. Știu că tu de meserie ești decorator sau un fel de doctor al casei, am putea spune. Cum se împacă această meserie cu muzica? Uite, vezi, meseria de zugrav sau decorator este o meserie la a treia generație. Și o moștenesc cu mare drag. Îmi pare rău doar că nu mai am urmași. Adică am urmași care nu vor să-mi urmeze meseria aceasta. Da. E foarte frumos spus doctorul casei, pentru că atunci când te duci într-un apartament sau o casă care are niște ani de când n-a mai fost zugrăvit, o vezi plină de mucegai, cojită, urât mirositoare din cauza dușumelelor sau sunt multe elemente, neîngrijită poate. Da. Când rupi totul, este exact lucrarea Duhului Sfânt. Rupi totul, scoți afară totul. Și apoi, după o lună, două, trei, depinde ce e de făcut, când îi dai omului o casă nouă, tu trebuie să vii să vezi expresia sufletului și a fețelor proprietarilor. Nu mai vorbim de casele noi. Ce legătură are cu muzica? Are, pentru că dacă eu nu am avut posibilitatea, poate chiar și materială, dar și fizică, a timpului să merg să mă școlesc, da. Ei bine, în camerele acestea libere, goale, cu o acustică fabuloasă, a fost momentul ca eu să-mi înec amarul. Gândește-te că am stat 10 ani în pribegie, în Italia, la muncă. Și să stai 10 ani în fața unor pereți albi este o nebunie curată. Da. Deci eu, în prezența culorii, de fapt nici măcar nu e culoare, e o bază. Da, dar în prezența albului, ca să mă exprim mai corect așa, deja am te o problemă. Agitat. Da. Hey, am înțeles. Muzica și poezia, mai ales cea care privea dorul de casă. Atât casa de sus, dar mai ales țara mea. Da. Așa m-a făcut Dumnezeu pe mine. Mă făcea să trec dincolo de pereți. Mâinile lucrează cumva, fără să mai fie coordonate, fără să mai... Pur și simplu, când reciți poezii despre casă, țăran român, măria ta, să nu lași câmpul tău să moară, ți-au dat strămoșii ce lucra, cu mâinile au făcut o țară. Dă iute briciul pe curea și bărbirește-te de rândul că vezi că azi e ziua ta care durează cât pământul. Ori în fața acestor realități, tu treci dincolo de acel perete. El nu mai există ca realitate. Tu ești într-o altă dimensiune. Și cânti. Vreau să fac aici iarăși o precizare. Mi s-a întâmplat nu odată ca în anumite șantiere de anvergură să fim foarte mulți muncitori din diferite echipe. Am mai spus într-o altă ocazie. Și poate n-ai timp să spui Ramona Ghioaldă, Cristi Predun, încântat de cunoștință. Pur și simplu treci, nu neapărat în ignoranță, dar timpul presează, termenul de execuție. Când am început să cânt din cântările Israelului, știi cum spune acolo, ce pe malul râului Babilonului ne așezasem harpele în sălcii, asupritorii noștri ne cereau cântări. Cum să cântăm noi din cântări? Ei, uite, pe pământul ăla cântam cântările Israelului. Vreau să spun că auzeam dintr-o cameră sau din cealaltă un murmur sau versuri sau ceva extraordinar de frumos. Deci cineva te completa. Da, pentru că știau cântările. Ce frumos. Și apoi la prânz, când ne așezam să mâncăm, ne cunoșteam în sfârșit, aflând că unul este așa, ăsta altul e de acolo, din zona aia, și ne spunem povestea vieții. Frumos. Deci, practic, locul tău de muncă ți-a fost sala de spectacol. Exact. Și antrenamentul vocal. Da, eu nu pot să spun că datorez ceva cuiva, din nefericire pentru mine, mi-aș fi dorit să se întâmple lucruri, dar nu am un profesor sau o persoană care să fi spus, uite aici așa, uite aici așa, un autodidact. Urechea mi-a fost mereu pe soliști, să le văd atitudinile, să le văd cum dialoghează. Pot să spun că pentru mine, Tudor Gheorghe, maestru Tudor Gheorghe și maestru Hrușcă, rămân niște modele. N-au nevoie de prezentatori. Da. Niciodată nu vine cineva să spună bună seara, bine v-am găsit, în seara asta maestru Tudor Gheorghe sau ne va cânta. Nu. Ei vin în fața oamenilor, se pregătesc, îi cercetează, îi privesc, îi iubesc și apoi le dau ceva din ei.
ceva atât de frumos, atât de valoros. Da. Iar sufletele nu au cum să nu reacționeze. Exact. Chiar dacă acum îi blamează sau nu le dau valoarea corectă care o merită, mai târziu o să îi valorificăm, dar prea târziu. Așa e. Asta este cheia, până la urmă, să dăruiești iubire prin ceea ce faci. Cristi, te invit să ne cânți prima piesă pe care ai pregătit-o. Da, cu mare drag. E cu cânte. În ceruri sus sunt locuri ce tânjesc să văd și eu. Frumusețea lor mă face să tresar. Dar când las gândul meu purtat spre cele slăvite de sus, eu primul vreau să fiu, să-L văd pe Iisus. Pe Iisus doresc să-L văd eu cel dintâi. Înaintea tuturor îl voi striga și în zile fără șir pe El am să-L admir. Pe Iisus doresc să-L văd eu cel dintâi. Doresc să văd de aur străzi și porți de mărgărit, să văd locașurile celor sfinți, să admir vreau pomul vieții lângă râul vieții. Eu primul vreau să fiu, să-L văd pe Iisus. Pe Iisus doresc să-L văd eu cel dintâi. Înaintea tuturor îl voi striga și zile fără șir pe El am să-L admir. Iisus doresc să-L văd eu cel dintâi. Doresc să văd părinții ce mă așteaptă în acel liman și multe amintiri voi rechema. Doresc să văd pe cei iubiți care deja s-au dus. Eu primul vreau să fiu, să-L văd pe Iisus. Pe Iisus doresc să-L văd eu cel dintâi. Înaintea tuturor îl voi striga și zile fără șir pe El vreau să-L admir. Pe Iisus doresc să-L văd eu cel dintâi. Foarte frumoasă piesă, Cristi, emoționant și mesajul. Cred că cu toții ne dorim să ajungem în cer și să ne revedem persoanele dragi și mai ales pe Iisus. Foarte frumos mesaj. E un deziderat al tuturor creștinilor. Toți au murit cu aceeași nădejde. Ne vom revedea curând. Amin. Tu și compui sau doar interpretezi? Mi-aș dori să compun uneori în mașină când conduc. De obicei conduc pe weekend între 700, 800 și chiar 1000 de kilometri. Așa mult călătorești. Da, pentru că sunt distanțe, Arad, Maramureș, Moldova, sau depinde unde mă cheamă oamenii, să cânt în mijlocul lor.
Și am momente în care cânt și mi-ar plăcea să înregistrez melodia, textul, în funcție de stare, în funcție de dor, în funcție de inspirație. Însă n-am reușit până acum, iată, poate și meteahna, că nu cunosc portativul cu notele, dar poate că într-o zi... Da, nu trebuie să te limiteze nimic. În schimb, scriu versuri. Versuri, în ultima vreme, chiar am văzut că, parcă pe măsură ce înaintez în vârstă, cuvintele își găsesc un fel de sens, un fel de noimă. Și mă pomenesc spunând versuri. E bine, neconducând, le scriu repede pe telefon sau pe ce apuc... La îndemână. La îndemână, da. Te invit să ne spui câteva versuri pe care le-ai scris. Da, chiar ultimul, sunt curioasă. Da, atâta, doar câteva versuri. Le-am scris în 17.1.2017. Și am zis, un ultim bob de cuarț mai stă să cadă prin orificiul strânt al timpului cănit și gongul milenar al orologiului să bată se va sfârși al lumii pătimit. Mi-i crez îngropat în visul nemuririi, aștept cu dor să vină cel ce mi-a promis. Privirea mi-a închilozată în geana firii, zăresc eternul prin galaxia unui paradis. Foarte frumos, chiar ai un talent. O, da, să fie, domnule. Și e pe aceeași tematică a dorului față de cer. Da, m-am gândit la o clepsidră și zic, uite, știi că acolo sunt boabe de cuarț. Au o anume greutate, un anume număr. Și se strecoară așa, secundă cu secundă, și m-am gândit, un ultim bob de cuarț mai stă să cadă. Suntem aproape. E o imagine foarte, foarte frumoasă. Majoritatea cântăreților din sfera muzicii creștine importă muzică din America, incluzându-mă. Însă tu ai un alt stil, un stil românesc, un stil autentic. De unde ți iei piesele, Cristi? Ce te inspiră să cânti aceste piese? Piesele pe care eu le cânt au fost scrise de Costache Ioanid, Traian Dors, Nicolae Moldoveanu, oameni care, cum spuneam mai devreme, chiar au avut de suferit din cauza regimului. Singura lor vină, au refuzat să scrie muzică și poezie pentru a lăuda regimul comunist. Și atunci, ca și pedeapsă, li s-a interzis să scrie muzică și poezie. E bine, aceste cântări care vin de la oastea Domnului, de la frații baptiști penticostali, de la creștinii care, până la urmă, sărăcuții de ei, s-au încurajat prin aceste cântări. Da. Și pentru că nu aveau voie să le scrie sau să le publice, vezi tu, astăzi mă auzeai cântând o cântare, o percepeai într-un anume fel, erai fericită dacă era înregistrată pe o casetă sau pe o bandă magnetică, uh-huh, și dacă nu aveai șansa asta, plecai și încercai cumva să reproduci textul. Și de multe ori, dacă nu înțelegeai un cuvânt, îi dădeai tu unul ca să se potrivească, uh-huh, un sens cumva. Da. E, așa s-a întâmplat că dacă stăm de vorbă cu diferite familii din mai toate cultele, găsim că au acasă de la mama, de la tata, de la bunica, de la bunicul, câte o agendă, câte un vocabular, câte un caiet pe care au scris cu o caligrafie, tu trebuie să le vezi caietele alea. Și mi-a venit acest gând de a restaura cântările astea căutându-le originea. E adevărat că pe unele n-a reușit și le-am cântat așa cum varianta care mi s-a potrivit cel mai bine. Dar rădăcina lor de acolo vine. Dar cum ai avut tu acces la ele? Adică nu prea am mai auzit aceste cântări. Da, pentru că tu ești generația probabil tânără, de aceea. Să nu zic ultima, Doamne ajută să fie ultima. Generația tânără, da. E adevărat, ne-am americanizat. Fenomenul ăsta așa ne-a cuprins în toate aspectele vieții. Așa de este. La Coca-Cola, Pepsi, până la, nu știu, stil de îmbrăcăminte, de toate. Ne-am americanizat. Nu spun că lucrul ăsta este rău. Nu ține de mine, n-atârnă de mine să spun dacă e bine sau rău. Dar în sufletul meu a fost dorința de a nu pierde aceste valori. Și am simțit ca o datorie, iată cum spuneam mai devreme, am simțit ca o datorie să le caut, să le găsesc, îmi trimit pe e-mail oameni tot felul de cântări, le-am spus, înregistrați melodia, tot cântate, învățate de la mama. Da. Și încerc cumva să lărgesc acest repertoriu, aducând elemente noi, dar elementul noi a se înțelege cântări pe care nu le-am mai cântat eu, dar ele tot vechi sunt, 50, 60, 80 de ani.
Chiar este de apreciat ceea ce faci. Practic, păstrezi tezaurul muzical al României pe domeniul acesta creștin. Da. Iar el nu are un impact foarte mare acum, pentru că, repet, eu cred că nu se dorește să se aibă. Nu știu dacă cumva, dacă nu cumva este o gelozie, nu cunosc de desubturile, ceva este. Dar sistematic ele au fost scoase din tot ce... Imaginează-ți cântarea Înaintea ta, Iisus iubit. Da. Este o cântare care vine tot de la oastea Domnului. Tu îi auzi pe preoți cântând Înaintea ta, Iisus iubit? Nu. Dar trebuie să o auzi, este fabulos. Dar și mai am cântări pe care le tot aud în repertoriul lor. Le cântăm și noi. Dar știi, noi trebuie să le îmbunătățim. Da. Pentru că nu are cum să le cântăm în forma lor originală. Nu ne reprezintă. Uite, de exemplu, O ce veste minunată. Eu niciodată nu am cântat varianta schilodită. Iartă-mi termenul. Eu cânt varianta aia originală, care a fost foarte frumoasă. Lălăită. Da. Așa a fost gândită de Așa autor a fost gândită. Și eu pe aia o cânt. Păstrezi. Foarte Mi-aduc frumos. Aminte că am fost invitat la un eveniment să cânt și pe scenă au fost invitați într-un mod spontan și ceilalți colegi. Sărăcuții s-au găsit în fața unei realități că n-au știut textul. Dacă aș fi cântat textul uzual, o știau pe din afară. Da. De asta zic că noi avem datoria să nu ne uităm. În toate, da, nu concertele, e pretențios să spun concerte, dar în toate locurile pe unde merg, spun tinerilor, mă adresez lor, e de datoria mea să vă aduc la cunoștință că există altceva. Practic noi de aici am plecat. Da. E frumos unde am ajuns, nu e de condamnat, dar nu uităm că de aici am plecat. E de admirat misiunea ta, chiar îmi place, acum înțeleg mai mult despre tine. Mulți zic că semen vocal și ca stil de interpretare cu hrușcă. Știi despre asta? Te deranjează? Nu mă deranjează. Uite, onest îți spun că am fost în Moisei, Vișeu de Jos, Borșa. Eu cred că ei erau cei mai îndreptățiți să-mi spună dacă e adevărat sau nu lucrul ăsta. Și îți spun un singur lucru. Descarcă odată o piesă și suprapune peste a mea și pleiază când una, când pe cealaltă. Nu avem mai nimic în comun, decât că noi cântăm cântare românească. Atât. Da. Că pe anumite tonalități, pe anumite piese, iată, O ce veste minunată, da, sau Afară ninge liniștit, sau Cerul și pământul, când colinde, e logic că ai spus colinde tradiționale, O ce veste, Cerul și pământul, și atunci faci niște asocieri. Dar timbrul meu... Poate că maniera, cum spuneam, dar eu am recunoscut, am spus-o de la început. Da, așa este. M-au inspirat oamenii ăștia și eu mă simt onorat. L-am cunoscut pe maestrul Tudor Gheorghe, m-aș bucura să am ocazia. Am fost la concerte lui Hrușcă, dar nu am fost atât de aproape de a sta de vorbă cu dânsul. I-am scris. N-am primit încă un răspuns, probabil este foarte prins. Da. Dar mi-ar plăcea ca într-o zi să am ocazia să-l cunosc personal. Deci nu mă deranjează dacă oamenii asociază. Mi-ar plăcea să nu moară Hrușcă. Și când spun să nu moară, în două sensuri. Să-i dea Dumnezeu viață lungă, dar l-atacă teribil și pe el. Toate evenimentele, toate sărbătorile, care e problema? Eu am încercat să cânt anumite cântări și un domn profesor pe care îl iubesc atât de mult și dânsul mi-a fost de mare ajutor, m-a făcut conștient asupra acestui aspect. Nu mai fi frustrat că tu te duci în aceleași în mai multe locuri și cânti aceleași lucruri. Că eu, când mă chema cineva, zic, Doamne, iar mă duc să cânt din astea, s-or fi săturat săracii. Cântă-ne. Și mi-a dat un exemplu. Uită-te la ABBA. Uită-te la alții și formații și soliști. Da. Au rămas în memoria noastră, poate, doar pentru o piesă. Exact. Și ai ascultat-o la infinit doar acea piesă. Nu te deranjează. Da, până la urmă, muzica aceasta, aceste piese te reprezintă pe tine, asta e emblema ta și oamenii se bucură să asculte acestea, nu altceva. Da. Te invit să ne mai bucuri cu o piesă. Da. Cântarea pe care o am să o cânt, o să vezi că este scrisă tot în vremurile alea, dar de o actualitate surprinzătoare. Ai zice că a scris-o pentru momentele de astăzi. Thank you.
Simțim încet cum harul de la oameni se tot ia. Aproape gata ușa se încuia. Mai mici sunt bucurile ca acum un sfert de veac. Lucrările mai mari acum se fac. Poporule, păstrează dar credința ce-ai primit. Păstrează nostalgia cercetării ce-ai simțit. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși. Veghează că în curând el va veni. Smochinul care 2000 de ani a fost uscat, smochinul blestemat, doar frunze-a dat. Copacii cu putere de asemenea înfloresc. Sosirea primăverii o vestesc. A nașterii durere simte omenirea iar, dar iarăși fericire vine după acest amar. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși. Veghează că în curând el va veni. Uleiul și candela să veghezi ca să le ai. Și doctorie pentru ochi să iei. Fecioară, îți ridică azi privirea ta în sus. Așteaptă în orice clipă pe Iisus. Să-ți spui apoi nădejdea-n harul ce-ți va fi adus. Pe slava când pe nori apare mire Domn Iisus. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși. Veghează că în curând el va veni. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși. Veghează că în curând el va veni. Cristi, personal când te ascult, simt că sfidezi practic orice tehnică vocală, mentală, gândită și cânti direct din suflet. Asta este sentimentul pe care l-am. Ascultătorii tăi ce îți spun când te ascultă? Mesajele pe care le primesc de la ei sunt mesaje răscolitoare, care vin din inimi răscolite. Adică, vezi cumva, toate aceste texte stârnesc amintiri. Da. Scria odată un domn, am cântat Anina, fata mea, o piesă foarte frumoasă, duioasă. O auzise în România înainte să fugă din România comunistă în America, lăsându-și în țară soția de care divorțase, a fost o conjunctură, și fetele. Era atât de atașat și de fiica cea mare, mai ales de fiica cea mare. Și
acest atașament, sau după acest atașament, a suferit foarte mulți ani, până când a venit Revoluția, a putut să-și revadă din nou familia. Cred că au trecut, spunea, 15-18 ani, mi-aduc aminte. Dar în ocazia respectivă, înainte să plece din România, în America, să fugă, venise cineva și cântase Anina. Nu reținuse cuvintele și nici titlul cântării. Avea să o regăsească pe pagina mea. Și a scris așa, cred că un articol de vreo, nu știu, cât o pagină A4. Da. M-a topit. Ce bucuros. Pentru că asculta piesa asta și el a trăit toată acea despărțire de cele două fiice, conjunctura aceea duroasă în care efectiv a fost repudiat de familia lui. Da. Ruptura asta, am mers într-o altă societate, totul a fost... Mi-ar plăcea să-l cunosc pe om sau da, cine știe. Deci cam ăsta este feedback-ul pe care l-am... Iată, am folosit un cuvânt american. Da. Cam acesta este... Acestea sunt mărturile care vin înspre mine. Da. Ai avut de-a lungul vieții, cred, și greutăți, încercări. Ne poți povesti o experiență care te-a marcat și în care ai simțit rolul mângâietor al muzicii? Păi uite... Am fost un copil liniștit. N-am ridicat probleme nici ca adolescent. Mm-hmm. Mi-am făcut armata ca oricare om. N-am avut nici arestă, nici arestări. Da. Numai că am trecut printr-un episod destul de dureros. Am pierdut 13 ani de căsnicie. Vreo 8 ani din viață, iată, nemai având calitatea de a mai perpetua aceste valori, am rămas cumva deoparte, într-un stand-by. Și muzical, ai avut o pauză? Da, am suferit pentru că mi-au lipsit oamenii. Mi-a lipsit relaționarea directă cu ei. Însă, iată, șantierele erau refularea. Da. Clienții mei cărora le cântam erau noua mea țintă sau noua meu public, iată. Lor le cântam, lor le recitam, cu ei dialogam, pe ei invitam la diferite evenimente care se organizau, însă n-am mai putut să fac lucrul ăsta. După 8 ani, mai precis în 2015, am reluat această frumoasă activitate. Sigur, aici de povestit foarte mult, cu o stângăcie, cu o mentalitatea mea rămasă cumva în urmă, că nu mai nimic de actualitate, adică cine ar mai asculta ceva din... Însă mi-a fost... mare mirarea să văd ce impact a putut răvășitor asupra lor. Tocmai pentru că nu sunt mulți care cântă acest gen și probabil ai bucurat multe inimi. Asta mi-a dat curajul să continu și să încerc să dezvolt din ce în ce mai mult lucrul ăsta. Aș vrea să ne mai cânți acum o piesă. Știu că ai o piesă despre pace. Da. Și bănuiesc că și venind înapoi într-un context unde poți să cânti și să fii ascultat, ți s-a redat și pacea interioară. Sufletească. Imediat. E cu cânte. Îți mai lipsește pace și fericire n-ai, nimica nu poți face cu jelea ce o ai. O de-ai putea tu crede, minuni mari ai vedea, când totdeauna Domnul cu drag te-ar ajuta. Zadarnic cu păcatul te lupți tu zi de zi, nu poți afla în altul odihnei ce-ai dori. O de-ai putea tu crede, minuni mari ai vedea, când totdeauna Domnul cu drag te-ar ajuta. Numai la El e pace, la El găsești iertări, căci Domnului îi place
să vindece durerii. O, de ai putea tu crede, minunii mari ai vedea, când totdeauna Domnul cu drag te-ar ajuta. O, de ai putea tu crede, minunii mari ai vedea, când totdeauna Domnul cu drag te-ar ajuta. E cu cânte. Minunat cântec. Mulțumim. Știu că recent ai deschis un studio de înregistrări și invit colegii să ne arate câteva poze. Pe scurt, să ne povestești despre acest studio, ce dorești să realizezi cu el. Da, uite, în parcursul meu muzical, sau pe parcursul meu muzical, am găsit, sau Dumnezeu a găsit cu cale, ca eu să întâlnesc oameni cu un suflet mare cât bolta cerească. Și în ocaziile acestea am vorbit despre visul meu. Cumva, în direcția asta, i-am mai avut experiențe. Un studio improvizat în anii 2002-2003, unde am realizat câteva înregistrări de anume calitate. Și am zis, aș vrea să fac un salt de calitate. Numai că, în calitatea mea de zugrav sau de curator, oricât aș, n-ai cum să-ți poți permite o cheltuială substanțială. Și atunci, nu am acordul persoanelor să le dau numele, însă Dumnezeu să-i binecuvinteze, pentru că ei au fost sensibilizați, ei înșiși și au zis, și noi am vrea să facem ceva pentru Dumnezeu, mai mult decât am făcut până acum. Înaintează proiectul, să-l studiem. Dacă considerăm că e în regulă, îl finanțăm. Și așa Dumnezeu m-a ajutat ca în Râmnicu Vâlcea să pun bazele unui studio cu aparatură, cu tehnologie de ultimă oră. Dumnezeu să mă ajute să o folosesc cu maestrie, pentru ca materialele care vor fi produse din această încăpere, scopul lor este să cheme spre Hristos cât mai multe sufletele. Da. Acesta este noul studio, nu? Da. Foarte frumos arată aparatura, cred că este de ultimă Mulțumesc generație. Mulțumesc tuturor care s-au implicat și fratelui meu care a fost acolo cu mâinile lui de aur și tuturor care au făcut ceva la realizarea acestui proiect. Îți doresc mult succes cu acest studio, să poți ajuta lucrarea pentru cei care se ocupă cu muzica. Ce ți-ai propus pe plan muzical în următoarea perioadă? Ne pregătești un nou album? Da, împreună cu maestru George Națis. Uite, vezi, el n-a ținut cont de stângăciile mele și îl apreciez și îl iubesc foarte mult. E un om de mare valoare. Un alt om de mare valoare. Am realizat 10 negative și pe lângă acest CD vreau să mai realizez unul cu aceste cântări, dar într-o manieră unică, cumva cum n-am mai făcut-o până acum. Care este următorul eveniment la care vei participa, unde vei cânta? Spre exemplu, sâmbătă viitoare voi fi la Târgu Mureș, apoi mă întorc la București. Cam în fiecare weekend, la fiecare sfârșit de săptămână, există câte un eveniment unde oamenii, parcă din ce în ce mai mult, ar dori să fiu în mijlocul lor. Pe mine mă onorează. Mă bucur. Ai și o pagină unde te pot urmări oamenii să vadă unde ai evenimente? Da, am creat un site, cristipreduna.ro, și acolo, la secțiunea evenimente, întotdeauna cu câteva săptămâni, când sunt datele stabilite, postez. Cristi a adus cu el 3 CD-uri pe care vrea să vi le dăruiască. Dați like paginii noastre Așteptă TV, un share acestei emisiuni și veți avea șansa să fiți unul dintre câștigătorii acestui CD. Selectarea câștigătorilor se face prin random.org. Cei care doresc să cumpere albumul lui Cristi, îl puteți contacta pe pagina lui de Facebook Cristi Predună sau pe site-ul despre care ne-a vorbit. Înainte de a ne interpreta Cristi ultima piesă, doresc să vă urez o seară liniștită, un weekend în care să vă bucurați de cei dragi și de iubirea lui Dumnezeu. Sunt Ramona Ghioaldă și vă dau întâlnire vinerea viitoare la ora 20, unde vom afla împreună cum este să cânți într-un quartet bărbătesc. O seară minunată! E cu cânte!
Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată de Iisus, nici iubire care să jertfească pentru noi cât a jertfit Iisus. Dragostea Lui e darul cel mai minunat, 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 oh! Dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Zilnic mă înconjoară cu îndurare, văd la orice pas cât e de bun. El mi-a dat pe veci răscumpărare, pot și eu acum voios să spun. Dragostea Lui e darul cel mai minunat, 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 oh! Dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată cât de mare e iubirea sa, și atunci în slava-i nevisată tot iubirea lui o vom cânta. Dragostea lui e darul cel mai minunat, 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 oh! Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi, minunat și pentru noi.